Păi mai, mai descoperit cum să pun întotdeauna. Avem un interviu? E un interviu. Ce faci? Așa, account manager înseamnă un vânzător specializat în un anumit segment vertical de piață. De exemplu, account manager specializat pe vânzarea în domeniul bancar sau în domeniul administrației publice sau în domeniul asigurărilor sau în domeniul telecomunicațiilor, etc. Și pe cele trei interviu ajung la ultimul cu patronul fiu. Care a fost unul de la care am învățat cu adevărat ce înseamnă să fii un vânzător. Și mai scoșan. Și la ultimul interviu Petru este tot, mă place toată lumea, nu știu ce, toată lumea mă plăcea. Nu că mi-era un și băie, ziceau și fetele, și nu e că am așa, am sex atât. Dar uite, tu iau și o super naturală, are spirit, are atitudine, that's the man, îl vrem, îl vrem. Așa. Și ajung cu mamă scoșan. Zice, nu, 30.000 de ani, când unde eram de 200 de dolari pe lună. Și stau acolo, în clase, în Elveția, și ce dragă și eu. Am înțeles că persoanele care te-au interviuat până acum, la un timp foarte frumos, foarte așa, știi? Am văzut de 10 ani în Elveția, deci la tot timpul foarte mare, legat, deci cravata unui vânzător îl reprezintă mai mult decât orice, deci la timp la detaliu. Așa. Și de ce am să spun o întrebare. Dacă ai avea 1.000.000 de dolari, ce ai face? O singură zi, cumva. Ce-mi face cu ei? Ah, m-am prins. Păi, aș face un plan de afaceri, cu bine. Nu, chiar. Interviurile s-au terminat. Rezultatul se știe. Eu vreau să te cunosc. Să știu cine ești. Eu vreau să știu ce om ești. Spune-mi... Deja se fac afară să zice dumneavoastră. Spune-mi... Ce faci tu dacă fii liber să faci absolut orice cu milioane? Și bă, dacă tu trebuie să-mi spun așa și imediat îmi zic, păi, aș face școală Waldorf. Deci, educația este atât de importantă. Educația Waldorf este singura în care omul este privit și trup și suflet. Are suflet, avem emoții, avem spirit, avem o parte divină. Și este singurul lucru în care omul este tratat așa cum trebuie și dezvoltat armonios și liber și încrezător în el. Deci mai aveam și pomii, am să facem o școală bandă. Asta și mi-a zis, ok, ești angajat. Dar de ce m-ați ales până la urmă? Și tot cu întrebarea asta și am primit și acum niște răspunse. După aceea am ajuns eu angajator, am început să pun și eu întrebarea asta. Tot pentru, din punctul meu de vedere, era o cale de a vedea, de a lăsa cum să vorbească despre ce pasionează, ce motivează. Pe mine m-a atras, pe mine, nu știu pe Locoșan, pe mine m-a atragea pasiunea și dorința de a face ceva. Deci nu zice, aș lua 1.000.000 de dolari și i-aș pune în bancă și din dobând aș trăi toată viața fără să fac nimic. Aș lua 1.000.000 de dolari și mi-aș lua o casă și o mașină frumoasă și m-aș plimba și mi-aș lua niște haimuțe, dar îmi plac mie haimuțe. M-aș plimba în jurul lumii și m-aș duce și i-aș cheltui. All of this sunt doar decizii de a cheltui banii respectivi. Bullshit. Nu, am așa persoană respectivă. Deci, aș face un ofelinat. Aș face, mi-aș lansa, am făcut foarte recent. Eu am lucrat la pe angajat pe account manager. Deci, eu sunt pasionată de modă. Și mi-aș face fabrica mea de îmbrăcăminte. Și mie îmi place să fac și să... Wow. E ok. Ea, fiind pasionată, se trebuie. Bine, la urmă am întrebat chiar să-și facă fabrica respectivă. Și și-a făcut un atelier de călătorie. Da. Nu fabrică, dar în fine. Atelier și a devenit un antreprenor. Ok, m-am angajat cu Marius Boșan, intru acolo, acolo am învățat foarte multe despre cât de importante sunt detaliile, fiecare detalii. Ciorapii, mirosul, parfumul, postura. Deci, el era o persoană obsedată de mine. Eu îmi făceam o ofertă, o pagină, în care ceream cuiva să se întâlnească cu mine, să-i prezint serviciile firmei Bonsis.
Deci mă duceam la altă de vreo 5-6 ore. Deci analiza fiecare lucru. Fondul. Ai pus fond de 12. De ce ai pus fond de 12? Dar nu zicea de 12 e bine, nu. De 13 e rău, de 11 e rău, ghici care e bun. Nu. De ce ai pus fond de 12? Care este impresia? Ce vrei să obții? Ce dracu' te pune să te gândești tu de ce faci ceva, nu? Facem ca așa mi s-a zis. Mi-a zis, mamă, mi-a zis pe toată lumea de ce mi se fac lucrurile. Dar eu să mă gândesc de ce bun eu 12. Dar de ce? Dar de ce era asta două spații sub nume și nu trei? Păi, începeam să număr spațiile, mă uitam la fonduri. Dar de ce folosit Arial și mutai în roman? Păi, și încercam să mă facă să devin foarte conștient de impresia și imaginea felului. Dar de ce te scarpă unea așa când te vorbesc? Dar de ce te uiți în jos așa când vorbești? Dar de ce nu știu ce așa? M-a ajutat foarte mult. Încă a început să devin conștient de tot ceea ce fac și mă întrebam să fiu conștient, să mă întreb, ok, ce transmit asta? Și asta a fost și cea mai mare dată când am făcut. Că nu mi-a dat o soluție, ci m-a învățat cum să găsesc soluții și să devin conștient de ceea ce fac, cum mă îmbrac, cum vorbesc, tot ceea ce sunt, tot ceea ce scriu.